Stațiunea a fost renumită încă de pe vremea romanilor, care și-au așezat practic băile termale pe zăcămintele naturale și sursa izvoarelor naturale descoperite în regiune, în perioada de expansiune a Imperiului, în momentul în care legiunea a 13-a s-a întors din nordul Africii. Astfel, după decăderea Imperiului, și băile au decăzut foarte mult, însă și-au regăsit gloria în perioada ocupației austro-ungare. De reținut faptul că ceea ce a dus la glorificarea stațiunii au fost în primul rând serviciile și structurile care au colaborat cu funcțiile militare ale celor două imperii. În primul rând, acesta a fost profilul stațiunii. Mai apoi, bineînțeles, s-a ajuns în segmentul de turism și ne bucurăm să avem ocazia de a reînvia această tradiție. Cea mai veche stațiune din România are un simbol pe măsură, semizeul Hercule. Statuia este turnată în bronz și are o vechime de aproape 180 de ani. Hercule a ajuns aici după ce mai mulți soldați răniți s-au vindecat la băile herculane. Pachetul de Paște și pachetul de 1 mai de data aceasta se întâlnesc, ceea ce ne dă ocazia să facem o serie nesfârșită de petreceri la băile herculane, care sunt sigură că îi entuziasmează pe oaspecii noștri, care vin mereu cu foarte multă bună dispoziție aici, de care ne molipsesc și pe noi. Pot accesa în timpul acestui pachet atât cele două mari petreceri pe care le-am pregătit pentru ei, cât și felul în care am îmbinat aceste evenimente cu tradiționalul. Desigur, niciun 1 mai nu este complet fără un grătar afară, la fel cum nici Paștele nu este complet fără miel. Din acest motiv o să găsească un oaspeții noștri un proțap afară. Ne dorim să încerce cât mai mult specificul zonei. Din acest motiv îi așteptăm cu răchie de banat și o mulțime de alte produse la masă, care le vor aminti pe de o parte de copilăria la bunici, poate, și pe de altă parte le arată puțin despre cum este Herculane, despre ospitalitatea de aici și tradițiile lui. Prețurile încep de la 1860 de lei pentru o cameră dublă. Desigur, prețul poate să varieze în funcție și de momentul în care a fost luat pachetul și de facilitățile pentru care oaspeții optează. Pachetul de Paști are cam tot inclus în el ce și-ar putea dori. Include accesul la spa, pot avea acces la Herculum, care conține o piscină de agrement cu apă încălzită, mai multe bazine, jacuzzi, 4 feluri de saună. Pot opta să facă extramasaje sau băi în lapte și miere. Oferta este destul de complexă la Herculane și există câte ceva pentru fiecare tip de turist. Au inclus cu siguranță micul dejun și mai multe tipuri de mese. Conceptul care s-a pus în practică aici este unul cu totul special. S-a reușit îmbinarea celor două tradiții, tradiția wellness și cea balneo, care este deja arhicunoscută în stațiune. Practic punem pe același taler serviciile din recuperarea medicală și fizioterapie cu ceea ce înseamnă procedură wellness. Aici avem o saună cu totul și cu totul specială. Prima saună publică, neagră, este o saună a cărui lemn amintește de pinul negru de banat, o emblemă a stațiunii, și acest lemn este obținut prin afumare. Temperatura care se regăsește în această saună este mai ridicată, 80-85 de grade, saună tradițională finlandeză. Beneficiile țin, desigur, în primul rând de sănătate, dar se realizează prin acest concept și o prevenție. Scopul nostru este de a educa oaspeții în ideea în care ei pot obține beneficiu maxim prin parcurgerea tuturor facilităților.
Dintre procedurile wellness cu cea mai mare cerere se află masajul. La noi găsiți o paletă diversificată de tipuri de masaje. Avem masaje de relaxare, masaje generale de 45 de minute, masaje parțiale, masajul scalpului, masajul spatelui, masajul picioarelor. De asemenea, avem în meniul de servicii masaj terapeutic, masaj cu bețe de bambus și cu totul special un masaj cu miere. Dintre facilitățile pe care le găsiți la Herculum Spa se află și două jacuzzi. Sesiunile pe care noi le recomandăm prin alternanța acestor zone calde și zone reci, zone umede și zone uscate, însumează un timp total de 2 ore și jumătate. Practic, 3 cicluri de alternanță a zonelor mai sus amintite sunt suficiente pentru beneficiul sănătății. Punct forte al stațiunii rămân resursele termominerale, astfel că la Herculum Spa puteți face băi de sulf. Este o premieră în balneologie faptul că Herculum Spa a permis îmbăierea în apele termale fără recomandarea medicului, ci doar prin parcurgerea unui acord informat. Practic este un formular de sănătate care exclude contraindicațiile directe. Astfel, oricine ne trece pragul poate să încerce o baie de sulf. Dintre băile de care dispunem în acest spa fac parte băile revitalizante, băi cu lapte și miere, băile cu argilă și băi de plante. Turiștii care vin la băile herculane nu vor să stea numai în hotel, vor să se și plimbe, să vadă împrejurimile. Ce le recomandați celor care vin în această zonă să facă? Mai ales celor care iubesc drumeția. Este traseul foarte recent inaugurat, acum 2 ani de zile. Este vorba de traseul reginei Elisabeta, Sisi, 3,5 km, cu 4 foișoare pe traseu. Bineînțeles, cel mai înalt foișor, foișorul roșu, cam vreo 2 ore și jumătate de drumeție. Apoi Grota Haiducilor, de acolo m-aș și prins venind acum cu turiștii. Și de jur împrejurul stațiunii, într-adevăr, Crucea Albă, de asemenea iarăși un traseu foarte frumos, de 1 oră și jumătate. În rest, drumețiile normale prin stațiune, vizite la cazino, vizite în parcul stațiunii.